invitați, Alina și Ilan Laufer, bine ați venit. Bună ziua, mulțumim frumos mulțumim pentru invitație. Mulțumim invitație, bună Madalina. Mă bucur că ați ajuns. Sunt tot felul de rețete de cuplu, tot felul de rețete în amor. În unele case, femeia este cea care decide, cea care ia principalele decizii și care este cumva punctul central al familiei. Tu ai dat niște declarații, că de aici a pornit prezentarea, care spuneai că el e foarte ferm, foarte hotărât, se știe asta și că, în general, cam ce decide el se întâmplă. Ceva de genul ăsta ai spus, nu? Da. E real, Ilan? Există dictatura Ilan Laufer în familia voastră? Nu. Nu cred că a existat vreodată, dar, uite, să-ți dau un exemplu. Acum privesc în urmă și pot să spun că după 11 ani de relație, cred că se fac mai 11 avem, da, avem deja 11 și 10 ani de la nuntă. 12. 12. Da. Și când ai zis mai bine de 10 ani, da, da. Am nimerit. Da. Da? Da, deja 11 ani de la nuntă, da. I-am împlinit anul acesta, da. Deci 12 ani de relație. Din punctul meu de vedere, rețeta succesului într-o familie este ca fiecare să tragă cât de mult poate pentru familie, pentru copii, pentru soție, pentru el însuși și celălalt să încerce să facă la fel, dar fiecare în ritmul în care poate să o facă la momentul respectiv, fiindcă lucrurile la noi în familie s-au schimbat foarte mult, da. Adică la început rolurile erau puțin diferite, acum cu trecerea timpului lucrurile s-au schimbat, dar din punctul meu de vedere eu am încercat întotdeauna să fac cât pot eu de mult. Ce pentru familie. Alina. S-a schimbat întreaga dinamică a vieții noastre. De când au venit cei mici, avem cu totul și cu totul alt ritm în viață. Trebuie să ne împărțim în toate direcțiile, atât pe plan familial, cât și în afaceri și fiecare cu munca lui, treburile casei. Noi ne descurcăm destul de bine, zic eu, să manageriem toate aceste aspecte ale familiei noastre. Faptul că declarația mea în care am spus că Ilan ia toate hotărârile și mie îmi place lucrul acesta, nu îmi place să fiu eu care să iau deciziile importante pentru viața noastră, pentru că implică foarte multă responsabilitate. Atunci când se trage linie și eventual decizia a fost greșită, tu n-ai nicio... Da. Înțeleg. Da, nu suport consecințe. Într-un fel mai bine, plus de asta el este mult mai echilibrat cu experiență de viață și cu o viziune asupra lucrurilor. Lucrurilor mult mai de ansamblu decât mine. Eu văd acolo o bucățică, știu că pe aia trebuie să o fac bine, dar nu am o imagine de ansamblu atât de bună. Înțeleg. Interesant ce spune Alina. Ce zice nu el, neapărat. Ilan? Când vine vorba de decizii, de obicei le luăm împreună, poate le inițiez eu de cele mai multe ori, dar nu prea au decizii singuri, ne consultăm. Da, asta dar știu. Alina lucrează foarte mult alături de mine când implementăm o decizie. Adică nu o fac singur și din punctul ăsta de vedere este de mare ajutor. Oricum, noi nu avem bonă de niciun fel. Și programul nostru este unul foarte încărcat, în sensul în care, pe lângă munca pe care trebuie să o depunem la birou, la firme, la proiectele pe care le avem, la ora 5 cel târziu luăm copiii de la grădiniță și până seara la ora 9:30-10 când îi culcăm, până le dăm de mâncare, îi plimbăm, îi spălăm, îi ieșim cu ei în parc și așa mai departe, ne ocupăm non-stop de ei. Și dimineața la fel, ne trezim cu jumătate de oră înaintea lor, îi pregătim, eu trebuie să scot și câinele dimineața, Alina le pregătește, să spunem, micul. Partea... Nu mai mănâncă mic dejun acum, că mănâncă la grădiniță, dar toată operațiunea, trezit, spălat, îmbrăcat... Care nu e deloc ușoară, care pentru nu că este se deloc opun. Simplu. Se opun. Deci, iar weekendurile... De cele mai multe ori sunt mai grele chiar decât zilele din timpul săptămânii, fiindcă atunci suntem cu ei de dimineață până seara și sunt foarte solicitanți. Foarte adică, important. De ce n-ați luat bună? De ce ați, n-am luat, găsit? Uite, asta a fost decizia Alinei, da. În principal, și eu m-am supus și m-am conformat. Săracul de el. Am văzut foarte multe cazuri, prieteni, cunoștințe, care au decis să aibă o bună. Și nu se compară relația pe care o avem noi cu copiii noștri și apropierea noastră și conexiunea pe care o avem cu copiii noștri în comparație cu cei care au bone. De foarte multe ori, copilul când este mic,
nu percepe mami, tati sau o persoană străină și se atașează foarte mult de o bonă, care stă cu el, care îl spală, care îl culcă, care se trezește, se obișnuiește cu ea. Și atunci, de foarte multe ori, educația, vrei, nu vrei, o primește de la bonă. Și eu nu am vrut să se întâmple lucrul ăsta. Am ales să avem copii ca să putem să le oferim cea mai bună educație, să le oferim mult timp, vezi și reclame la televizor, să petrești timp cu copilul tău. Da. Noi știm ce înseamnă lucrul ăsta, dar viața noastră de când s-au născut cei mici este mult, mult mai grea și mai solicitantă față de ce era înainte. Adică noi, efectiv, pentru noi doi timp, foarte rar se întâmplă în să mai plus, avem. Plus, când o aveam doar pe Carina, ea a fost un copil foarte cu minte, ascultător, n-aveam absolut nicio treabă cu ea. Părinții mei îmi erau atunci mai aproape, de atunci s-au mutat din București. Aveam ajutor în privința Carinei, puteam să o mai las la părinți. Acum a mai trecut timpul, totuși ăștia mici sunt doi, e cam greu să-i lăsăm. Dar, da, asta a fost decizia mea cu bonele. Am considerat că dacă eu m-am descurcat cu ei cât erau bebeluși... Și acum regreți? Și nu, deloc. Nu. Deloc, nu. Acum pot să zic că din multe puncte de vedere e mai ușor decât când au fost foarte mici. Pentru că, în primul rând, merg, mănâncă, vorbesc, te înțelegi. Când erau foarte, foarte mici, era puțin mai solicitant. Adică chiar contam pe ajutorul lui Ilan foarte, foarte multe ori. Nu puteam nici să ies cu ei poate undeva, că mi-era foarte și greu să-i cad. Și acum contează la fel de mult. Și acum contez la fel de mult. Ne împărțim deci treburile. Totuși, pentru că e foarte dificil. Toate cuplurile care se dedică educației copiilor și investesc în copii trec prin niște faze destul de dificile. Păi eu cred că la... Deci, cum faci să mai este mult mai greu decât ce m-aș fi așteptat, fiindcă este foarte solicitant, au etape de dezvoltare, au... Nu știu, o perioadă în care el este mai atașat de mine, după care ea este mai atașată sau de mama sau schimbă, așa. Corect. Și au tot felul de stări pe care trebuie să le gestionezi și câteodată sunt nervoși, sunt supărați, nu reușesc să-i împaci. Ai noștri oricum se iau de la orice, deci dacă ai două pahare pe masă, știi care pahar este ăla pe care îl vor amândoi? Ăla pe care zice primul că îl vrea el. Da. Nu contează, poate să fie identice. Și de aici poate să urmeze, și de aici poate să urmeze o ceartă de 2-3 ore între ei. Așa. Deci, dar, repet, teoria mea și ce le recomand tuturor celor care sunt la început sau vor să-și ajusteze ceva în relație, este numai în față, vezi. Da. Numai înainte. Nu există pentru mine momente dificile în sensul în care, da, le resimt, sunt greu în momentul ăla, este greu de dus, dar știu că se va face ora 10, o să se ducă copiii la culcare, o să mai stau și o oră liniștit să-mi așez gândurile, o să mă culc, o să mă trezesc și o să o iau de la capăt. Iar adică, noi ne găsim mai resurse, timpul mai aveți nostru. Resurse pentru voi? Nu am, pentru mine, copiii mei reprezintă o sursă infinită de dragoste și de energie și știu, este foarte greu, dar nu există... Deci, nu există altă variantă, adică nu pot să zic, domne, am plecat de acasă o săptămână, vorbim când mă întorc, mă duc să mă odihnesc. Știu că nu există varianta asta pentru noi. Noi mai mult decât atât, am mai vrut să plecăm sau de când s-au născut cei mici, am fost cred că o dată sau de două ori, singuri, două, trei zile undeva. Și atunci e foarte greu, fiindcă în momentul în care te obișnuiești să stai cu ei tot timpul, ți-e foarte greu să pleci de lângă ei. Nu, ți-e foarte greu să pleci de lângă ei, fiindcă te obișnuiești deja să faci toate lucrurile împreună cu ei. Dar normal că în același timp vrei să pleci, dar nu poți să savurezi cum ai fi făcut-o înainte, fiindcă știi, băi, dacă se îmbolnăvește, dacă cade, dacă nu știu ce îi se întâmplă copilului, adică stai puțin și cu grija lor, știind cât de năzdrăvan sunt ei și cum cineva care nu stă cu ei foarte mult timp îi poate scăpa orice și de acolo se poate întâmpla un accident. Vezi acum, Mădălin, de ce n-am avut bone niciodată? Pentru că știam că ori schimbăm, nu știu, 10 bone, dacă se întâmplă ceva cu un copil, atunci, nu știu, nu mai răspundeam pentru ea. Mi-era frică că Ilan o să o moare. Nu, era mult prea complicat, așa că am preferat această variantă. Mai avem timp și pentru noi. Uite, dimineața ne ducem la sală împreună. E momentul în care eu stau și rup capul lui Ilan. Dacă am subiecte pe agenda, glumesc. Atunci e momentul în care putem să vorbim.
Muncim împreună în mai multe proiecte și atunci ne vedem și la birou și în afara biroului. Bun, lucrurile astea rezistă în acest moment.